Stă colind în seara asta minunată, leruie, dar liguroasă și lisot lacrimi, leruie, prea degeaba sânge, prea degeaba poate. Magia sărbătorilor de iarnă a fost simțită astăzi de toți elevii și profesorii Colegiului Național Radu Greceanu. Împreună au sărbătorit Crăciunul printr-un program artistic special, de la care nu au lipsit cadourile de la moșul. Ne-am organizat un spectacol pentru toți elevii școlii. Consiliul elevilor s-au implicat extrem de mult, profesorii îi așteptăm cu, bineînțeles, cu covrigi, cu mere, cu mandarine, cu nuci. Tradiționalul Crăciunul sărbătorim și noi în familia Greceanu. Elevii s-au străduit să pună la cale cele mai frumoase momente pentru cei prezenți prin colinde, cântece și dansuri, iar bucuria de a fi alături de colegi cu ocazia acestei sărbători a fost nespus de mare. A fost foarte multă muncă, mai ales din partea colegilor și a noastră și sponsorilor, pentru că ne-au ajutat foarte mult pentru tot ce am realizat, după cum ați văzut și coșurile pe care le avem cu dulciuri și tot felul de fructe. A fost frumos, dar și greu, pentru că a fost mult de muncă, dar ne-am descurcat, sperăm. Sunt de la clasa 5-a până la clasa 8-a și o clasă de-a 10-a, care, după cum vedeți, cântă colinde de Crăciun și sunt și câteva fete solo. Foarte frumoasă. Este chiar foarte tare. Colegii au cântat foarte frumos, au și dansat foarte tare. Este foarte frumos, adică asta mi se pare special, să fim împreună cu cei dragi. Colindele au răsunat pe scenă pe tot parcursul festivității, iar la final fiecare s-a bucurat de cadourile primite.